Primul ministru Iurie Leancă a avut astăzi o vizită de lucru în raionul Glodeni. Împreună cu autoritățile locale au efectuat mai multe vizite de lucru în întreg raionul. Unde și cu cine s-a întâlnit prim-ministru, aflați în reportajul ce vine. Primul loc de vizită a primului ministru a fost grădinița de copii din Storzovca, care a fost recent inaugurată. Primul ministru a dus în dar copiilor un calculator. Grupă Duie, o întreprindere moldo-italiană și a început activitatea cu 3 ani în urmă. Aici au fost angajați în jur de 80 de oameni. Întreprinderea se ocupă cu producerea genților și pachetelor. Aici cu victimele puteți să vedeți niște sacoșe, monstre de sacoșe. Unde lucrează și la 60 de oameni. În rest, oamenii sunt artehanici care vreau să facă muncă mai bună, dar să le scoată impozitele mai puțin. Adică, că la salariul de 1800 îi scoate aproape 400 de lei, cum se scoate impozite foarte mari. În rest, firma la noi se lărgește, la noi mai vin niște fete tot la lucru, mai multe, într-o lună fiecare vine câte 10 persoane. Angajații care lucrează la această întreprindere sunt mulțumiți de condițiile de muncă și sunt bucuroși că au un post de lucru în localitate și cu un salariu decent. Приклеиваем ручки. Что вам больше нравится? Все нравится. Работа хорошая. Нравится. Ну, зарплата желательно бы больше. Желательно бы больше зарплату нам повышать. Повышает нам каждый год, повышает. Ну, желательно бы больше. 3 года. Ну, минус декрет. Ставлю змейку и пленку. И она идет уже на вот к тому станку. И в конце уже выходит целая сумка. Это идет для сумки, которая застегивается. Вот моя работа. Какого времени вы здесь работаете? Я уже 2,5 года работаю. И что вас мотивирует, чтобы вы работали дальше здесь? Пока больше идти некуда. Тут нормально, до дома недалеко. Menționăm că prim-ministrul Republicii Moldova, Iurie Leancă, a vizitat pentru prima oară raionul Glodeni. În cadrul vizitei sale a vizitat fabrica de zahăr din Glodeni și s-a întâlnit cu reprezentanții administrației publice locale.